veniți la electric. Aten, exact. Chiar de... No, fraților, am ajuns la Lidl și le-am întrebat pe fete. Acum au reușit de la prăvălie. Ce ați cumpărat? Cafea. Ce fel de cafea? Latte macchiato. Așa? Și o limonadă și un rulou cu vanilie și ciocolată. Super. Cum vi se par prețurile de la prăvălia electrificată, dacă putem să zicem așa? E ok. E ok, chiar ok. Cât ai vrut pe cafei? 5 lei. 5 lei. Cafea de cât? Câți mililitri? 330. 330 de mililitri, 5 lei. Și pe limo și ăsta? 10 lei. Ți se par scumpe, ieftine? Ce altceva ați mai cumpărat între timp? Adică zinele de prețuri, cum vi se par astea? Mi se par destul de fair, adică sunt exact la fel ca magazinele normale din țară. Da, de acord. Super. Ce v-ați mai cumpărat în zilele astea de festival, cât a fost pe aici? Croissant-ul cu fistic, absolut genial. Da, îmi pare rău că nu mai este, că nu l-am mai găsit acum. De cel mai fain. Super. Ce v-a plăcut cel mai mult la festival? Trupa Nothing But Thieves. Pentru asta. Probabil. Da, probabil. Și îmi place și panoul la care sunt afișate mesaje. E foarte așa, tare. Așa. Super. Anul viitor veniți, așa e? Da, da. Sigur. Cu câtă vreme cumpărați bilete înainte la Electric Castle? Eu am luat în august anul trecut. Deci așa o să-l cumpăr, cred că și anul ăsta. Merită așteptarea asta a anului, să știi că deja ai acces pentru anul viitor dacă îl cumperi deja în august. Pentru mine da. Că e fain că nu știi neapărat tot line-up-ul și e așa o surpriză. Nu, super. Ce altceva mai vreți să-i mai ziceți? Că nici nu știu ce să vă mai întreb. Dacă nu vreți să-mi ziceți ceva? Veniți la Electric. Aten, exact. Chiar, de unde sunteți? Că nu, lumea vine la Electric, dar de unde sunteți? Din Miercurea Ciuc. Din Miercurea Ciuc. Cu ce ați venit? Cu mașina și asta cu cortul aici sau v-ați luat cazare? Nu, stăm la o prietenă în Cluj. Bă, deci asta e. Dacă ai la cine să vii în Cluj, bogat. Da, da. Recomandăm. Recomandăm. Super. Vă mulțumesc tare mult. Salutați pe oamenii de la Miercurea Ciuc. Luați-i să vină și ei la Electricheț și... No, ne vedem pe aici. Bine, mersi. Ciao. Uite, vezi că ne asurtăm la brackets. Toată lumea are brackets din ăștia cu roșu. Sunt cei mai tari. Da, sunt cei mai tari. E a doua fată la care ai zis că ne asurtăm la brackets. Ciao. No, fraților, astea sunt fetele de la prăvălie de aici. Să vedem dacă mai găsim pe cineva să ne mai zică ce-o cumpărat.